Bun găsit, pofticioșilor! Ce mai faceți? Sper că sunteți ok. O să fac ceva foarte, foarte interesant. Foarte interesant. O salată, pentru că așa cum știm, întotdeauna o salată este o idee bună, mai ales acum vara, de salată cu bacon, pepene și dressing de iaurt. Salată de lubeniță, nene, ce să mai... N-am mâncat niciodată, de-abia aștept. Hai să vedem. Începem prepararea. Am prăjit 180 de grame de bacon până s-a făcut așa crocant. A? L-am pus să se scurgă. Pun deoparte. Acum, 150 de grame de ceapă roșie tăiată în sferturi. 180. Merge. 30 de grame de ulei de măsline. Așa, 28, 30. Doamne, ce mește sunt. Capacul. 5 secunde la viteza 5 ca să toace ceapa. Du-du-du-dum. Lăsăm paharul de măsurare în orificiu din capac. Da? Și 5 minute la 120 de grade, viteza 1, ca să soteze ceapa. Între timp, punem 150 de grame de baby spanac și în 150 de grame de pui gătit, da, fiert, în bolul în care vom face salată. Ceapa s-a sotat și acum o punem în bolul în care am pus baby spanacul și pieptul de pui gătit, deci preparat, fiert. Ia uite ce frumos a sotat ceapa roșie. Chiar e frumos. Ok. Deci am pus ceapa sotată lângă cu spanacul. Acum pun baconul. Mai departe, pun capacul, îi obturez orificiu, paharul de măsurare. 5 secunde la viteza 9, să vedem ce va face din acest bacon. Ce ceartă a fost acolo! Îl transfer și cu acesta în bolul cu salată. Ia uitați, băi, frate. Uitați-vă ce face Chef Martin la Thermomix. Ah, mâncați aia și ce bun ești. Ce șuvițe. Ce șuvițe și crocante. Calaci. Deci acum, lăsând gluma la o parte, filmează, nu se vadă lumea că sunt serios, că chiar vorbesc foarte serios. Roboțelul ăsta pe care eu îl iubesc efectiv, pur și simplu îți dă ocazia, îți dă posibilitatea să faci orice fel de rețetă și să-ți iasă perfect. Da? E o chestie extraordinară. Deci eu sunt încântat. Bun. Mergem mai departe. Ce mai zice el? 240 de grame de iaurt integral, iaurt grecesc. Las. Luăm tara și lăsăm să nu se... Iar am luat tara iura. Aici sunt 240 de grame. Am luat eu tara iura. Știu că l-am cântărit înainte. Ok. Este foarte, foarte special iaurtul ăsta. Eu sunt mare consumator de iaurt, dar iaurt grecesc aș mânca așa în continuu, doar că e un pic cam gras. 50 de grame de alune. Voi vă dați seama ce fac eu aici. Ce o să iasă? Am început să înghit deja. Zeama de la o lămâie. Bâldâbâc. Coaja de la o jumătate
ale aceleiași lămâi. Punem frumos aici. Ce frumos miros. Mamă, ce să fac eu aici? O linguriță de sare. Bun. Capacul. 10 secunde, viteza 5. Să le toace așa bine, bine, bine. Și punem peste salată. Hai! E cu comandă vocală, deci știți. Mama mia. E minunat ce e aici. Este minunat ce e aici. Dressing de dressing. Am amestecat dressing-ul peste firișoarele alea de bacon. Pe bune, mi-e greu să vorbesc. Am probleme. Așa, acum. Rețeta este cu 200 grame de brânză feta. Eu am niște brânză de capră senzațională. Îl punem așa frumos aici. Amestecăm delicat. Așa. Uitați-vă și voi ce. Asta e poezie. Poezie de vară. Bun. Și acum vedeta serii, doamnelor și domnilor. Miezul de pepene, care se numește lubeniță, să știți, da? Așa e, lubeniță. Tăiat cu bulețe, semințele scoase. Mulțumesc, Liana. Aolica. Și foarte gingaș, ca să nu-l supărăm, da? Lubenița este un fruct foarte delicat, așa, și nu trebuie să-i stricăm karma, înțelegeți, da? Pentru că ea are o karmă foarte bună. Lubenița are o karmă bună. Eu știu de când eram copil și mâncam un vagon de lubenițe vara la bunica mea, Dumnezeu să o ierte, în Crâmpoia Olt, cu căruța, pe săptămână, cu o căruță de lubenițe. Într-adevăr, eram și vreo 7-8-9 nepoți. Uitați-vă și voi ce e aici. Nu mai pun în bol mic să servesc, o să-l iau așa. Ho-ho-ho. Mâine am ce să mănânc. Apropo, nu e glumă, am slăbit 10 kg. Deci am mai dat un kilogram jos de 2-3 zile încoace, de când împrinse minus 9 kg. Așa că e bine, poți să mănânci și să slăbești. Dar să mănânci inteligent. Mă scuzați un pic, acum am puțină treabă. Pe cuvânt de onoare, nu exagerez. Este unul dintre cele mai interesante gusturi pe care le-am simțit eu până acum. Deci nu exagerez. Baconul ăla crispy, da, crocant, spanacul, dressing-ul cu alune mărunțite, mărunțele firișoare, dar bucățele mici, iaurtul la gras și lubenița proaspătă, puțină aciditate de la lămâie. Vis. Dragii mei, asta a fost pentru astăzi. Eu și Cookie, termomixul meu, știți că îl cheamă Cookie, vă spunem la revedere până data viitoare, până mâine, adică. Toate bune și nu uitați, puneți mâna și gătiți pentru cei pe care îi iubiți, că merită. Vă pup! Pa!